cartea lui Iona, capitolul 4. Vom citi în această seară ultimul capitol din cartea lui Iona, pentru că din acest capitol al patrulea și despre Iona aș vrea să vă vorbesc la încheierea acestei miniserii pe care unii dintre voi sau despre care ați știut unii dintre voi, poate chiar ați fost prezenți în marea voastră majoritate, în seara aceasta vom vorbi despre capcana frustrării. Iată ce spune Biblia în, cu, în capitolul 4 din Iona. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiește rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu că te mânii. Și Iona a ieșit din cetate, s-a așezat la răsărit de cetate acolo și a făcut un umbrar. Și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească o curcubetă care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubeta aceasta, dar a doua zi la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubeta și curcubeta s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubete? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci Domnul a zis, ție ți este milă de curcubeta aceasta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu -mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Amin? Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, este o seară binecuvântată și frumoasă în care ne-am adunat la tineret, aici la poarta cerului. Și ne-am închinat și cred că Duhul Domnului este prezent în locul acesta și pe lângă rugăciunile pe care le-am înălțat și cântarea la care am participat, vreau să ne uităm pentru câteva minute în timpul pe care îl avem înaintea noastră. La unul dintre episoadele cele mai uh, interesante, poate, din punct de vedere al reacției unui om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Cine nu știe ceva despre Iona, învățăm de la școala dominicală. Toți cei care ați fost la școala dominicală, uh, pot să întrebe aproape pe orice copil din biserică și îți va spune ceva despre Iona. Cu siguranță va ști că Iona a fost prorocul omului Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a trimis într-un loc și Iona a refuzat vehement să meargă. Toți vor ști că Iona a fost cel care a petrecut trei zile și trei nopți în pântecele unui pește și apoi Dumnezeu a lucrat cu el în mod uh, remarcabil să-și ducă la împlinire un plan pentru una dintre cetățile uh, asiriene, cetatea Ninive. Însă poate puțin dintre voi știți că Iona, pe lângă faptul că a participat la atâta acțiune în cele patru, căr patru capitole ale cărții care poartă numele Iona, a fost un om care a căzut ca și mulți dintre noi în capcana frustrării. Spuneam de această miniserie că astăzi este ultima, uh, ultima lecție. Am vorbit despre uh, capcana ofensei pentru cei care ați fost prezenți și poate vă amintiți că. Au venit ucenicii la Domnul după ce Domnul a mulțit pâinile și s-au bucurat de binecuvântarea pe care le-a dat-o Domnul, dar Domnul le-a cerut ceva destul de greu în aparență pentru ei și ucenicii s-au întors de la Domnul și au spus ne simțim ofensați, Doamne, Tu ne cer prea mult, este prea complicat să te urmăm pe Tine, este prea sofisticat să rămânem în ascultare de Tine. Apoi am vorbit săptămâna trecută despre capcana obișnuinței. Atunci când te obișnuiești cu Dumnezeu, există pericole care te pândesc. Când te obișnuiești cu lucrurile lui Dumnezeu, cu sfințenia lui Dumnezeu, ești în pericol. Pentru că atunci când te obișnuiești cu Dumnezeu, ai sentimentul că dacă Dumnezeu te cheamă să faci ceva, e scutit de ascultare. Vorbeam atunci despre un episod din viața lui David, când a adus chivotul, sau a încercat să aducă chivotul legământului la Ierusalim. Și iată seara aceasta despre capcana frustrării. Cred că este un subiect care pentru fiecare dintre noi este de actualitate. Câți dintre noi, sau mai bine spus, care dintre noi, nu am trăit momente de frustrare? Cred că una dintre marile piedici pe care generația noastră le are în a sluji pe Dumnezeu este că adesea, ca și Iona, ajungem să fim frustrați. Dumnezeu ne cere un lucru, Dumnezeu ne spune să facem ceva, Dumnezeu ne cheamă la ceva, dar de multe ori reacția noastră nu este ascultare, reacția noastră nu este rugăciune, și smerenici, asemenea omului, Dumnezeu Iona, reacția noastră este frustrare. Vreau să învățăm în această seară câteva lecții interesante din cartea lui Iona, de la acest om despre care am spus la început că este într-un fel unic în Vechiul Testament, nu datorită faptului că era profet, pentru că Biblia vorbește despre mulți profeți ai Vechiului Testament, ci despre faptul că Iona a reacționat într-un mod care îl face atât de asemănător cu noi. De multe ori credem că omul lui Dumnezeu, omul pe care îl folosește Dumnezeu, uh... Are reacții pozitive în smerenie și în ascultare de Dumnezeu, dar la Iona vedem ceva diferit. Când Dumnezeu îl cheamă să facă ceva, Iona reacționează în frustrare. Și dacă vă uitați în cartea lui Iona, are patru capitole. E o lectură foarte interesantă și chiar vă invit să o faceți. O să dureze maxim jumătate de oră să citiți cele patru capitole ca să aveți perspectiva asupra ce înseamnă omului Dumnezeu și ce a făcut Iona. Capitolul 1 din cartea lui Iona îl regăsește pe un Iona care fuge de Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă într-o misiune specială și îi spune te duci la Ninive și Predici, pentru că răutatea celor de acolo s-a suit până la cer și dacă nu se pocheesc, vor fi nimicit. În capitolul 1, Iona zice nici gând. N-am de gând să mă duc acolo. Și Iona fuge de Dumnezeu. Capitolul 1 din Iona este capitolul unui om care fuge de Dumnezeu. În capitolul 2, Iona are o experiență interesantă. Corabia cu care vrea să se îndepărteze de misiunea lui Dumnezeu îl duce într-o direcție și o furtună îl face să ajungă în mare, în ocean, în apă și -a Acolo este înghițit de un pește. Capitolul 2 din Iona este uh, un Iona care fuge înapoi la Dumnezeu. Dacă în capitolul 1 a fugit de Dumnezeu, în capitolul al doilea Iona fuge înapoi la Dumnezeu. Dumnezeu îl zbăvește, îl scapă, îi dă o șansă nouă. Capitolul al treilea este capitolul când Iona a în sfârșit renunță pentru moment, cel puțin în aparență la ideile lui și se duce în Ninive. Intră cale de o zi în cetate și de acolo vestește celor din Ninive că Dumnezeu îi va pedepsi dacă nu se pocăiesc. Capitolul 3 îl găsim pe Iona care fuge împreună cu Dumnezeu. În sfârșit, te-ai că Iona e gata să meargă acolo unde îl cheamă Dumnezeu. În primul capitol a fugit de Dumnezeu, în capitolul al doilea a fugit înapoi la Dumnezeu, în capitolul al treilea Iona a fugit împreună cu Dumnezeu ca să facă în sfârșit ceea ce Dumnezeu vrea de la el și capitolul 4 este capitolul pe care vreau în seara aceasta să-l dezbatem. Nu va fi un mesaj foarte lung, dar sunt câteva lucruri foarte interesante pe care aș vrea să vi le transmit pentru că avem de învățat de, ele, de la ele. Capitolul 4 este capitolul în care Iona nici nu mai fuge de Dumnezeu, nici nu mai fuge la Dumnezeu, nici nu mai fuge cu Dumnezeu, ci fuge împotriva lui Dumnezeu. Asta se numește răzvrătire, rebeliune frustrare pe Dumnezeu. Știu că n-ar trebui în viața omului Dumnezeu să fie așa ceva. Ar trebui ca în viața omului lui Dumnezeu să fie pasiune pentru slujire. Ar trebui să fie dorința prinsă când Dumnezeu îți cere să faci ceva, să fii gata să pleci și să faci acest lucru. Dar haideți să ne uităm ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu despre care sunt pericolele sau când cădem în această capcană a frustrării. Vă recitesc primele trei versete. Observați că primul verset începe spunând lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Ce nu i-a plăcut lui Iona? Știți ce nu i-a plăcut lui Iona? Nu i-a plăcut lui Iona că după ce a vestit Evanghelia în Ninive, Ninivenii s-au pocăit. Și spune Biblia că de la împărat și până la ultimul om s-au îmbrăcat în sac și-au turnat cenușă în cap și s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Și spune Biblia că Dumnezeu a privit spre Ninive și s-a răzgândit. De fapt, zice Biblia, folosind această sintagmă, versetul 10, capitolul 3, Domnul s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l îl facă și nu l-a mai făcut. Și asta l-a scos din sărite pe Iona. Și începe capitolul 4, duce pe Iona într-o stare de frustrare. Nu datorită faptului Că a trebuit neapărat să meargă în Ninive, nu datorită faptului că până la urmă n-a avut de ales și a predicat Evanghelia, ci datorită faptului că Dumnezeu s-a răzgândit. Și zice Biblia că Dumnezeu, văzând ce au făcut cei din Ninive, s-a căit de răul pe care a vrut să-l facă și nu l-a mai făcut. Și începe capitolul 4 cu aceste cuvinte. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat, s-a enervat. A fost plin de frustrare, de venin împotriva lui Dumnezeu. S-a rugat Domnului, ascultați versetul 2. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea. Și ascultați pledoaria lui. Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Și zice eu în versetul 3, Acum, Doamne, ia am viața, căci vreau să mor, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Când există pericolul în viața noastră să cădem în capcana frustrării, în primul rând, risc să cazi în capcana frustrării atunci când ești revoltat de bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că în inima ta este ascunsă răutate. Vom fi frustrați pe ceea ce vrea Dumnezeu să facă, pe ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem, atunci când ne revoltăm față de bunătatea lui Dumnezeu, față de mila lui Dumnezeu, dar de fapt revolta noastră față de bunătatea lui Dumnezeu vine pe fondul faptului că nutrim răutate în noi înșine. Nu vi se pare că Iona e revoltat decât e de bun Dumnezeu? Fără să-și dea seama de cât de rău este el. Asta este drama multora dintre cei ce trăim în această generație. Suntem de multe ori frustrați pe cât de bun e Dumnezeu cu păcătoșii, dar în realitate asta demască acea răutate pe care o avem în inima noastră. Haideți să ne uităm un pic ce înseamnă asta. Ca oameni, trăim adesea cu impresia că meritele noastre. Sunt cumva mai mari decât le văd cei din jurul nostru. Trăim cu impresia că nu suntem apreciați la justa noastră valoare. Și asta ne frustrează. Credem că oamenii nu văd în noi cât suntem de valoroși și nu suntem apreciați pe cât suntem de valoroși, și asta ne duce la frustrare. Iona se uită spre Sine însuși. Și trebuie să înțelegeți, Iona era evreu. Ninivenii, adică uh, Ninive fiind uh, capitala asirienilor, Ninivenii erau niște oameni foarte răi. Spune istoria despre ei că erau extrem de cruzi, erau dușmanii uh, declarați a evreilor. Și Dumnezeu ia pe acest om, pe prorocul lui, pe Iona care este evreu și spune du-te la păcătoșii ăștia care nu merită în ochii tăi nimic, care nu merită în ochii tăi decât să fie pedepsiți, judecați și pedepsiți pentru răul lor, pentru că ninivenii, asirienii, atacau din când în când Israelul și erau foarte cruzi în abordarea lor militară, nu luau de obicei prizonieri, omorând toți, toți cei pe care îi prindeau. Și Dumnezeu îi spune lui Iona, te duci la oamenii ăștia răi, și le spui că dacă se pocăiesc și se întorc la ei, pentru că răutatea lor a ajuns până la cer, dacă te pocăiești și se întorc la mine, îi voi binecuvânta așa cum te binecuvântez pe tine. Și pe Iona lor a pucat nervii. Revoltat de-a dreptul pe bunătatea lui Dumnezeu, în esență știți ce face revolta lui? Demască răutatea din inima lui. De multe ori, Credem Cumva, că bunătatea lui Dumnezeu este doar pentru noi. Dragii mei tineri, aplicabilitatea acestui adevăr ar trebui să se regăsească în viața noastră, în sensul că ar trebui să-i privim pe cei din jurul nostru care nu-l cunosc pe Dumnezeu și să nu ne gândim noi că ei nu merită să fie mântuiți, că sunt prea răi ci mai degrabă să înțelegem că bunătatea lui Dumnezeu care a fost arătată față de noi este la fel de mare și pentru cei care acum nu-l cunosc pe Dumnezeu. Ai colegi de școală, colegi de facultate care nu-l cunosc pe Dumnezeu, te uiți poate la viața unora dintre ei care se droghează, care trăiesc în imoralitate, care au un limbaj despre care este greu să vorbești, e greu să stai în preajma lor și cumva te retragi în tine însuți și zici ăștia sunt prea răi ca să le spun ceva despre bunătatea lui Dumnezeu, dar în esență problema nu este asta, Da, sunt răi, nimeni nu spune că sunt buni, dar nu uita că bunătatea din bunătatea lui Dumnezeu de multe ori arătată în felul acesta de fapt demască răutatea din inima noastră dacă noi credem că Dumnezeu este bun. Și vreau să vă întreb, ziceți voi, toți cei ce sunteți în seara asta aici, că Domnul a fost bun față de voi. Ia gândiți-vă, a fost bun Domnul față de voi astăzi, a fost bun Domnul față de voi duminică, sâmbătă, săptămâna trecută. A fost bun Domnul față de fiecare dintre voi. Cred că dacă suntem onești cu noi înșine și Dumnezeu, vom recunoaște cât de bun este Domnul cu noi în fiecare zi. De fapt, Biblia zice că bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește față de noi în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dacă Domnul e bun cu mine, am dreptul eu să spun că nu e bun cu ceilalți, sau n-ar trebui să fie bun cu ceilalți, asta a făcut Iona. E revoltat de bunătatea lui Dumnezeu, care de fapt în esență demască răutatea din propria lui inimă. Iona este destul de explicit când îi spune lui Dumnezeu că nu-i place ce-a făcut. Când Dumnezeu e bun față de mine sunt fericit, dar dacă este bun și cu alții mai sunt fericit. Sau bunătatea lui Dumnezeu față de alții, de fapt, scoate răul din mine. Scoate acel venin care de multe ori îl mascăm noi uh, cu cuvinte așa bine ticluite. Uh, știți că de asta de multe ori nu vorbim oamenilor despre Dumnezeu? Ne uităm la cineva care e căzut în păcat și zicem ăsta e prea rău și prea păcătos să recupereze Dumnezeu. Dar dacă ne uităm cum am fost noi, Știți că poate cineva dintre cei ce suntem aici are o mărturie că a vorbit cineva despre Dumnezeu când era rău. Cineva i-a vorbit despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu când era rău. Mă bucur că atunci când eu am fost rău, cineva mi-a vorbit mie despre bunătatea lui Dumnezeu și astăzi sunt aici, slăviți să fie Domnul pentru asta. Ar trebui să fim motivați. Că atunci când bunătatea lui Dumnezeu a fost arătată față de mine, datoria mea este, să arăt față de cei din jurul nostru. Iona rostește o rugăciune. Versetul 2, s-a rugat Domnului. Nici nu știu dacă am putea să o numim neapărat o rugăciune, dar este foarte... Măcar a fost sincer. Îmi place la Iona că măcar a fost sincer. Și-a deschis fereastra inimii lui, dacă vreți, și lumina lui Dumnezeu a descoperit acolo ceva negru. Ceva negru care îi îi umbrea perspectiva viziunea lui Iona despre cât de bun este Dumnezeu. Observați care sunt lucrurile alea. Haideți așa pe scurt să le, le luăm așa. Prima dată Iona zice, am spus ascultați Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu. Știți ce zice Iona lui Dumnezeu? Doamne, dar eu ți-am spus am încercat să te corectez pe când încă eram în Ninive Ți-am și arătat că vreau să te corectez. Când în loc să mă duc la Ninive, m-am dus la Tars. Doamne, dar e problema ta dacă n-ai vrut să mă asculți. Iona scoate ceva din inima lui care denotă că la bunătatea lui Dumnezeu de multe ori noi oamenii răspundem cu răutate. Și aș vrea, dragii mei, să ne cercetăm fiecare, dragi tineri, să vedem când Dumnezeu își arată bunătatea față de noi, reușit noi să o transmitem mai departe celor din jurul nostru? Sau beneficiem ca și Iona de bunătatea lui Dumnezeu față de propria noastră persoană, iar apoi, din păcate, arătăm altora răutate și desconsiderare. Știți când facem asta? Când ne revoltăm pentru că Dumnezeu e bun. Și cum s-a revoltat Iona? Doamne, dar ți-am spus, Ți-am spus, dar n-ai vrut să mă asculti. Ți-am spus când eram încă la mine acasă, că nu mă duc la Ninive și tu știi bine că m-am urcat într-o corabie și m-am dus înspre Tars. Iona i-a ținut o prelegere lui Dumnezeu. Ninive trebuie pedepsit și tu știi asta, Doamne. Unu, Ninive nu-i locul unde eu trebuie să mă duc și doi, ai greșit persoana. Nu sunt eu omul care să meargă în Ninive. Mă întreb și eu așa și vă întreb și pe voi. De câte ori oare încercăm noi să-L corectăm pe Dumnezeu când încearcă să lucreze Dumnezeu în viața noastră? Și ne trimite într-un loc, ne spune ceva, încearcă să facă ceva cu noi. Era un olog de o viață la Betesda, Ioan capitolul 5. Și zice Biblia despre el că a tot încercat să ajungă să beneficieze de vindecare. Vine Domnul Isus într-o zi la Betesda și îl vede acolo, întins pe patul lui. Neputință totală. Și pune o întrebare, poate una dintre cele mai simple, și totuși, poate am zice noi, la, ne la locul ei, întrebări. Cum poți să-l întrebi pe un olog de o viață dacă vrei să te faci sănătos? Care ar fi răspunsul evident al oricăruia dintre noi dacă am fi bolnavi? Ai fi bolnav într-o situație critică, o boală de care nu poți scăpa și vine Dumnezeu în persoană la tine și te întreabă vrei să te faci sănătos? Probabilitatea să-i răspunzi da, eu cred că e de minim 100% și totuși știți ce zice acest olog? Hai să-ți explică cum stau lucrurile. E cine o prelegere Domnului Iisus? Uite, din când în când apa asta se tulbură pentru că se coboară un înger al Domnului și cine intră primul în apă e vindecat de orice boală are. De câte ori Lecturăm noi înaintea lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu: Uite, hai să-ți explic eu cum stau lucrurile în viața mea. Cristos îl ascultă și, în esență, îi spune: Vrei să fii sănătos? De fapt, Cristos îi spune: Tu de o viață încerci să ajungi în apă, dar știi foarte bine că singur nu poți. N-ai cum. Și pentru că tu nu poți să ajungi la apă, apa a venit la tine. Vrei să te faci sănătos? Iona zice: Doamne, dar eu ți-am spus. Astea sunt lucrurile lui Iona. Doamne, am spus. Al doilea rând, după ce am spus și Dumnezeu nu m-a ascultat, zice Iona către Dumnezeu: Am fugit. Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Doamne, ți-am spus ce trebuie să faci, dar nu m-ai ascultat. Și pentru că nu m-ai ascultat, am fugit. Când Dumnezeu refuză cererea lui Iona, Iona fuge. Încearcă să încurce planul lui Dumnezeu. De câte ori, când Dumnezeu ne cere ceva, fugim și noi. A, nu fugim în alt oraș, poate nu fugim în altă țară, poate nu fugim nici în alt loc, dar îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, sigur eu te încurc pe tine dacă nu fac ceea ce îmi ceri. Eu nu așa zis, Doamne, pentru că nu m-ai ascultat, eu ce am zis. Dar pentru că nu ai ascultat, am fugit. Uh, nu dorea sub niciun, niciun chip să aibă asirienii șansa să se pocăiască. Uneori, ca și Iona, credem și noi că unii oameni nu merită să fie iertați de Dumnezeu și pentru că în accepțiunea noastră sunt prea răi și fugim. De câte ori n-am fugit de chemarea lui Dumnezeu în viața noastră? Știi că Dumnezeu vrea să faci ceva pentru el și fugi în inima ta, în duhul tău, fugi ca și Iona. Nu, Iona s-a urcat fizic într-o corabie și a zis, Doamne, dacă nu mă asculți, măcar încerc să-ți încurc planurile. Câți dintre voi știți că pe Dumnezeu nu ai cum să-L încurci? Dacă nu merge planul A, Dumnezeu are și planul B. Și dacă nu răspunzi nici la planul B, e și planul C. Dar pe măsură ce uh, Trec literele alfabetului, cu atât e mai complicat planul. N-ar fi bine să iei varianta cea mai simplă. Iona, du-te la Ninive. Bine era de seducea. Ninive era doar la 500 și ceva de kilometri față de locul unde era Iona, iar Tarsul era la peste 2500 de kilometri. Când pleci în altă direcție, încercând să încurci planurile lui Dumnezeu, plătești un cost, un preț. L-a și Iona. Factura vine cu penalități. Când crezi că poți să încurci planurile lui Dumnezeu. Doamne, am spus, Doamne, am fugit. Și mai zice ceva. Am spus, Doamne, nu mai ascultat. Am fugit încercând să-ți încurc planurile. De ce? Pentru că am știut. Ascultați partea finală. Că știam că ești un Dumnezeu. Milo și îl descrie pe Dumnezeu. Supărat pentru că Dumnezeu e prea bun. Dragii mei, vreau să nu uitați un lucru niciodată. Dumnezeu este cel mai bun. Amin. Dumnezeu este cel mai bun. Pentru că El e bun și drept, dă fiecărui om șansa să schimbe viața. Indiferent de cât este de rău, indiferent de cât de rău credem noi că ar fi omul respectiv. Iona zice, am știut, știa el ceva, aici a avut dreptate. Am știut că ești un Dumnezeu bun, milos, drept și că îți pare rău de rău pe care vrei să-l faci, dacă omul răspunde mânios pe Dumnezeu, știți de ce? Știți că eu cred că Ion era mânios pe Dumnezeu că nu putea să-i schimbe atitudinea lui Dumnezeu referitor la păcătoși. Ce bine că Dumnezeu nu se lasă convins de, noi să schimbe atitudinea lui față de cei ce sunt în păcat. Pentru Iona, ninivenii nu erau candidat la Harul lui Dumnezeu. Și încă ceva. Știți ce zice Iona? Doamne, am încercat să-ți spun n-a mers. Apoi am fugit încercând să te încurc. Nici asta n-a mers. Apoi am capitulat pentru că știam că ești un Dumnezeu milos și bun. Și acum, Doamne, dacă nu merge nimic, vreau să mor. I-am viața. Observați cât de ciudat versetul 3. Acum, Doamne, i-am viața căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Și ce este aici? Un orgoliu dus la maxim. Doamne, uh, reputația mea de proroc. Ce o să zică ceilalți? Eu n-am fost uh, contemporan cu câțiva dintre marii profeții ai Vechiului Testament. Și i-a zis Ioana? Doamne, ce o să zică ceilalți colegii ai mei de slujbă când o să audă că m-am dus să propovăduiesc iertarea lui Dumnezeu nu pe un stadion, nu la niște oameni care meritau să audă, ci la cei mai mari dușmani, la dușmanii noștri naționali. Toată reputația mea de proroc se va nărui. Ce o să zică ceilalți despre mine? Ce o să zică tagma slujitorilor, că eu m-am dus la păcătoșii ăștia, care, după părerea mea și probabil a lor, meritau să fie judecați și exterminați. Toată mândria mea, zice Iona, s-a dus de râpă. Doamne, ia în viață viața, nu mai merită să mor. Nu vi se pare uneori ciudat că, datorită orgoliului pe care îl avem și a mândriei noastre, îi spunem Domnului, Doamne, mai bine încheiem totul decât să fac ceea ce vrei să fac. Când cazi în capcana frustrării, când te revoltă bunătatea lui Dumnezeu, de când te revoltă bunătatea lui Dumnezeu, s-ar putea că asta se întâmplă pentru că ai răutate ascunsă în propria ta inimă. N-ai vrea să lași pe Dumnezeu, că acolo unde-i punctul la negru, așa cum a fost în viața lui Iona, punctul ăla negru care îi strica perspectiva. Cei care purtați ochelari, poate o să mă înțelegeți. Când ochelarii sunt murdari, ai o altă perspectivă. se pare că toți îți scupete. Tot ce trebuie să faci nu-i să-i ștergi pe ei, să ștergi tu ochelarii. Iona îi zice, Dumnezeu îi zice lui Iona, Iona, acolo în tine, în inima ta, este ceva negru care îți blurează imaginea și perspectiva a ceea ce ai de făcut. S-ar prea putea să cazi în capcana frustrării când ești revoltat de cât tip de bun Dumnezeu, dar poate că tocmai acest lucru îți arată că ceva nu-i bun în viața ta. Doamne, ajută-ne ca în viața noastră să putem să reflectăm bunătatea ta. Știți ce zicea Pavel: Mă rog, ca să ia chip în voi, Hristos. Și când Hristos ia chip în noi. Bunătatea lui Dumnezeu poate să se reflecte de la Dumnezeu prin noi către ceilalți. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Al doilea lucru, zice Biblia, că după ce o termina pledoaria lui cu Dumnezeu și zice, Doamne, în viața, mă simt bun de nimic, mi-am pierdut toată stima de sine și tot respectul tagmei prorocilor și a celorlalți din, din, din tot anturajul meu. Ascultați ce face. Dumnezeu îl întreabă, versetul 4, e foarte interesant. Domnul a răspuns, bine faci tu că te mâni. Și mai șocant decât orice, Iona nici măcar nu îi răspunde lui Dumnezeu. Și zice versetul 5, Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Știți care e sentimentul meu? Că lasă pe Dumnezeu să vorbească singur și pleacă. Zice, Iona a ieșit din cetate, s-a așezat la răsărit de cetate acolo și a făcut un umbrar. Observați că prima dată Iona își face un umbrar și probabil că o trudit pe el suficient și s-a așezat, s -a, așezat sub, a stat sub el până va vedea ce se întâmplă cu cetatea. Iona nu era nici acum convins de ce va face Dumnezeu. Când caz în capcana frustrării, a spus că ești pe, în pericolul de a cădea în capcana frustrării când ești revoltat de bunătatea lui Dumnezeu, care ne multe ori îți demască răutatea din propria inimă. Și al doilea lucru pe care îl văd aici, caz în capcana frustrării, când lași ca atitudinea cu care slujești să afecteze scopul pentru care slujești. Atitudinea cu care slujești. Știți ce face Dumnezeu? După ce îl ascultă, după ce ascultă pledoaria lui, Dumnezeu îi zice Iona, îl întreabă, Iona, e normal, e bine că te-ai enervat așa. Iona, haide să parafrazăm. Iona, te văd foarte frustrat, ți se pare normal? Nici măcar nu-i răspunde lui Dumnezeu și pleacă. Zice, Biblia pleacă și se așează în afara cetății, își găsește un loc și zice, vreau să văd ce o să facă Dumnezeu. Ăștia, sigur, nu o să se pochească. Sigur, a fost ceva de moment. A fost o chemare și o răspuns câțiva, dar nu cred că e pe bune, zice Iona. Dragi tineri, dați-mi voie să-mi iau câteva minute să vă vorbesc despre atitudine. Știți că de multe ori lăsăm ca atitudinea din viața noastră, atitudinea cu care slujim pe Dumnezeu, să afecteze însă scopul pentru care slujim. Ion a avut o atitudine nepotrivită din primul capitol până în ultimul capitol. Sintagma generației noastre, știți care este? Ai o problemă de atitudine. Îi zice diriginta elevului, care stă în fața ei ostentativ și zice, motivează-mă dacă pot, Motivează mă să învăț, adică vreau să spun. E o problemă de atitudine. Dar lăsând școala, sper că nu aveți probleme de atitudine cu profesorul. E bine să nu le ai, pentru că pixul și catalogul sunt la el. Și atitudinea se răsplătește cu diferite note. Ne întoarcem la Iona. Iona are o problemă de atitudine. Câteva lucruri doar. Vreau să înțelegeți că de multe ori atitudinea cu care Îl slujim pe Dumnezeu poate să afecteze însăși slujba pe care o facem pentru Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat la Iona. Putea să aibă altă atitudine, absolut. Putea să zică: Doamne, înțeleg că iubești pe oameni, că el o zis că știu. Ascultați, El cu propriile Lui cuvinte a zis despre Dumnezeu, Doamne, știam că ești un Dumnezeu milos, versetul 2, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate, te căiești de rău, Doamne, astea le știam. Și atunci întreb eu, Iona, și de ce a rămas atitudinea asta la tine? Pentru că de multe ori, când lăsăm ca atitudinea cu care slujim să ne afecteze scopul pentru care slujim, cădem în capcana frustrării. Frustrarea vine când lași că atitudinea în slujire. Știți că slujirea e dificilă. Și când zic slujire, nu mă refer doar la cei care stau aici pe bina asta sau la învonul acela. Fiecare suntem chemați să-l slujim pe Dumnezeu acolo unde El ne-a așezat, în capacitatea pe care o avem. Dar întrebarea este cu ce fel de atitudine slujești. Pentru că atitudinea ta față de Dumnezeu e măsura ascultării tale de El. În măsura în care asculți de Dumnezeu, sau, haideți să spun așa, cât de mult asculți de Dumnezeu se vede în atitudinea pe care o ai față de Dumnezeu. Care e atitudinea pe care o ai tu față de Dumnezeu când te cheamă să slujești, să faci ceva? Ai o atitudine de smerenie, o atitudine de ascultare? Pentru că atitudinea ta față de Domnul va uh, uh, arăta măsura ascultării tale de El. Cel mai bun indicator al stării inimii tale este atitudinea cu care trăiești și îl slujești pe Dumnezeu. Iona nu înțelege dorința lui Dumnezeu față de niveni. Capitolul 4 prezintă un om care e căzut complet în capcana aceasta frustrării. Pentru că zice Iona, eu m-am decis să ies din cetate, trebuia să intre trei zile în cetate, să meargă până la capăt. Dar probabil că atitudinea lui nepotrivită, în a transmite mesajul, l-am piedicat și a zis, o zi destul și asta e prea mult, mă duc pentru că n-am de ales, pentru că Dumnezeu m-a trimis. Câți dintre noi, dragii mei, câți dintre voi, ziceți, slujesc, dar n-am de ales. Hai să vă spun ceva, ba da, aveți de ales. Eu cred că atunci când îl slujim pe Dumnezeu, trebuie să avem atitudinea corectă. Și atitudinea corectă în slujire este să o facem cu smerenie, să o facem cu lepătare de sine, să o facem în dragoste. Dumnezeu vrea ca să-l slujim, dar slujirea trebuie făcută cu o atitudine corectă. Atitudinea față de Dumnezeu e măsura ascultării tale de El. Atitudinea față de Dumnezeu e măsura sensibilității tale spirituale. Pe măsură ce ai o atitudine corectă față de Dumnezeu, în egală măsură ești sensibil la lucrurile spirituale ale Lui Dumnezeu. Mă uit la o generație care îl slujește pe Dumnezeu. Un, uneori am sentimentul că oamenii care îl slujește pe Dumnezeu o fac dintr-o obligație și o presiune care se vede cu ochiul liber. Dragii mei, vă rog ceva, când îl sugiți pe Dumnezeu, faceți-o cu o atitudine de smerenie și faceți-o corect. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de un, de o răbufnire de atitudine. Îl întreabă Dumnezeu pe Iona, Iona, e normal să ai atitudinea asta? Și Iona pleacă, nici măcar nu-i răspunde, se așează acolo. Tu cumva, observăm că suntem frustrați și am căzut în capcana frustrării pentru că am lăsat ca atitudinea cu care îl sujim pe Dumnezeu să afecteze scopul sujirii. Cel mai important lucru este relația ta cu Dumnezeu urmată de slujirea lui Dumnezeu. Fă-o cu o atitudine corectă. Și mai e ceva despre atitudine. Atitudinea față de Dumnezeu e măsura ascultării tale de El, e măsura sensibilității tale spirituale și atitudinea față de Dumnezeu e măsura înțelegerii valorilor eterne. Dragii mei, noi îl slujim pe Dumnezeu. Când vii aici la biserică și slujești, nu este o activitate, este o slujire. Știu că e un concept greu de multe ori de transmis generației în care trăim. Slujirea nu este o activitate ca toate celelalte. Dacă ești chemat să slujești pe Dumnezeu, fă-o cu o atitudine corectă sau nu o fă deloc. Pentru că slujirea nu este o activitate, este o chemare și un mandat, o vocație divină. Și mai rău de atât este când tratăm slujirea ca o activitate, atunci putem să avem o atitudine nepotrivită. Iona s-a dus la Niniveni cu o atitudine nepotrivită. Și vreau să închei cu al treilea lucru, da? Când caz în capcana frustrării, chemat de Dumnezeu să faci ceva, mandatat de Dumnezeu să faci ceva, atunci când am spus, ești revoltat de bunătatea lui Dumnezeu, care în esență nu face decât să scoată răul care este în tine. Ești pasibil să cazi în capcana uh, frustrării când lași ca atitudinea pe care o ai în slujire să afecteze scopul pentru care slujești. Și mai e un lucru foarte interesant, vă citesc de la versetul 6. După ce Domnul a văzut că Iona și-a construit el un umbrar, Dumnezeu i-a construit un umbrar lui. Iona, numai altfel, zice, a făcut să crească o curcubeată. Este o plantă cu niște frunze mari. Nu știu cât de bun o fi fost umbrarul lui Iona, dar cu siguranță când Dumnezeu a făcut să crească planta aia mare, Iona a găsit că e mai bună aia decât ce și construise el. Zice Biblia că se pune acolo și spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a făcut curcubeata aceea ca să-l să facă să-i treacă mânia. Observați câtă revoltă, ce atitudine avea Iona, supărat. Ați vorbit vreodată cu cineva care s-a întors așa a supărat și a plecat. Și zice, noi are o problemă de atitudine. Asta o face Iona cu Dumnezeu. Dumnezeu îl întreabă, Iona, e bine că ești așa de agitat, de nervos, de frustrat. Și Iona pleacă și se duce și își construiește umbralul lui. Și Dumnezeu vine și -și face, îi face umbralul lui natural și în sfârșit, o singură dată, în toată cartea lui Iona. E și Iona a mulțumit. Ascultați ce zice. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Și Dumnezeu s-a uitat spre Iona și a zis, Iona, mai ai de învățat cel puțin o lecție. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a trimis un vierme, a înțepat rădăcina și s-a uscat umbrarul lui și știți ce face Iona? și la apucă nervii. Frustrat peste măsură iarăși nervos. Zice cuvântul Domnului, când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufre un vânt uscat, soarele a bătut pe capul lui Iona, Iona a leșinat, atunci a dorit să moară și a zis iară, mai bine mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu îi zice lui Iona, și ascultați că aici e o chestie foarte interesantă pe care aș vrea să o rețineți, Bine faci tu de te mâni din pricina curcubetei? El a răspuns, da, bine fac că mă mâini până la moarte. Atunci Dumnezeu a zis, și ascultați, asta e lecția inimii lui Dumnezeu. Ție ți milă de curcubea Curcubeta aceasta care nu te-a costat nici trudă și pe care nu te ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și ascultați ce zice Domnul, și mie să nu -mi fie milă de o cetate în care sunt cel puțin 120.000 de oameni care n-au discernământ moral, care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Când credem în capcana frustrării, când uh, suntem revoltați de bunătatea lui Dumnezeu, dar prin aia, de fapt, vedem cât de răi suntem noi doi, când lăsăm ca uh, atitudinea cu care slujim pe Dumnezeu să umbrească scopul pentru care slujim. Și în al treilea rând, cădem în frustrare când căutăm doar ce putem câștiga noi, indiferent de cât de mult pierd cei din jurul nostru. Știți ce zice Iona? Nu-mi pasă de cei 120 de mii de niniveni. Îmi pasă de planta asta. Oare cauți ce poți câștiga tu, indiferent de cât pierd cei din jurul tău? Gândește-te că atitudinea ta, dorința ta egoistă, a zis Iona, sunt nervos, mânios, frustrat. De ce a trebuit Dumnezeu să trimită viermele astea? Stăteam și eu confortabil. Oare de câte ori am căutat ce putem să câștigăm noi, în detrimentul a ceea ce pierd alții datorită nouă? Vreau să vă provoc în încheiere. Aș vrea să invit tinerii să vină să cânte. Aș vrea în încheiere doar să vă provoc să vă gândiți. Căutăm mai mult beneficiul și câștigul nostru și nu ne pasă decât pierd alții? Mă uit la o generație de creștini care caută ce pot câștiga ei, fără să le pese decât pot pierde ceilalți. Știți ce a zis Domnul Iisus? Că nu este o dragoste mai mare pe care o poate arăta cineva decât să-și dea viața pentru aproapele Lui. Dragii mei, nu trebuie să mori pentru cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Trebuie doar să fii dispus să faci ceva pentru El. Nu fi ca Iona în frustrarea Lui să cadă în această capcană să zică ce pot eu să câștig chiar dacă pierd alții. Aș vrea în această seară să vă provoc, să înțelegem. Ne, ne pândește pericolul să ajungem frustrați și să nu mai facem nimic. Ne pândește pericolul să ajungem în situația în care orice ne cere Dumnezeu să fie prea complicat. Ajungem în situația să spunem, Doamne, eu știu cum se fac lucrurile, te rog să mă lași pe mine. Ajungem în situația lui Iona când Dumnezeu spune, mergi într-un loc. Nu, Doamne, eu știu unde trebuie să mă duc. De ce? Pentru că ne revoltă bunătatea lui Dumnezeu. Poate ești aici în seara asta și te a revoltat bunătatea lui Dumnezeu față de cineva, uitând cât de bun a fost el cu tine. Și de fapt, în esență, lăsând ca ceva negru și rău de acolo, care s să lăsuit în inima ta să iasă afară și să-ți umbrească uh, lucrurile bune, sau poate ca și Iona, atitudinea nu te lasă să slujești. Îți strică slujirea, îți strică scopul și spui ca și Iona, nu mă interesează, stau aici să văd, poate face Dumnezeu, poate nu face, sau poate mai mult decât Iona, având un mic beneficiu. Gândiți-vă, minim, cât de mic a fost. Câștigul lui propriu, de fapt, a arătat cât e el de duplicitar. Pentru o plantă, o zis, asta vreau. Aici tot, tot universul meu se concentrează în confort. Nu contează. Oare cauți tot ce poți câștiga tu, indiferent de cât pierd cei din jurul tău? Uite-te, dragul meu tânăr, ești Dumnezeu te-a pus într-un context, ești la facultate. Eu n-am acces la colegii tăi, dar tu ai. Poate zici, lasă predicatorii să evangelizeze ei. Nu, nu evangelizarea este treaba voastră. Voi, fiecare. Pentru că acolo unde mergi tu, eu n-am cum să intru. Dar poate zici, eu n-am nimic de câștigat. Dacă n-am nimic eu de câștigat, nu contează cât pierd ceilalți. Haideți să nu trăim cu mentalitatea asta. Și închei spunând doar atât și aș vrea să ne închinăm cu tineri și să ne rugăm. Știți că acest capitol 4 n-are sfârșit. A stat și eu am gândit, nu se termină capitolul 4, sau cel puțin, în accepțiunea mea, răspunsul este deschis, finalul e deschis, știți de ce? Pentru că eu cred că Dumnezeu i-a zis lui Iona, Iona, ai timpul tău, după atâta frustrare, să decizi ce vrei să faci. Și cred că în seara asta Dumnezeu ne spune și nouă, scrie tu finalul. Poate ai fost frustrat că Dumnezeu e prea bun cu oameni care nu au meritat. Și după, după părerea ta ăștia chiar meritau să fie pedepsiți. Și ca și eu n frustrat. Dar de fapt, dorința ca să-i vezi pe ei pedepsiți denotă ceva negru în tine. Sau poate atitudinea cu care ai slujit lui Dumnezeu. O stricat totul, pentru că tu ai zis, las că știu eu mai bine decât Dumnezeu. Dumnezeu zice, schimbă-ți atitudinea cu care slujești, pentru că slujba ta e în pericol. Pentru că finalul trebuie să-l scrii tu. Mergi înainte frustrat sau lași frustrarea deoparte și ieși din capcana asta a lui Satan. Și vă rog tare mult de tot, haideți să ne, nu ne mai uităm la cât câștigăm noi, fără să ne pese de cât pierd cei din jurul nostru. Cred că finalul cărții l-a lăsat Dumnezeu intenționat nescris. În e o provocare pentru fiecare din noi în seara asta să scriem în dreptul nostru.